Ploaia abundentă din ultimele zile este prima din această primăvară în orașul Drochia și dacă unii locuitori se bucură de acest fapt, alții nu prea, deoarece le plouă și în apartamente. Da, ne plouă și într-un timp oricare, cred că s-nichis și casa în cap. Am aflat noi când am procurat-o, după ce am procurat-o, când la prima ploaie. Am adresat la vecini să strângem poate niște bani, să facem o acoperiș cu Andrei. Să leși așa apartamentul într-o așa stare, tot nu-i bine. Eu mă gândesc că când a închis este în cap, iau scâmb și au scaut și nici inovat. Ne-am adresat la primărie, a fost soția la primărie cu scris o citație, a fost înregistrat tot. La primărie eu zic că casa nu e la balansul lor și n-au treabă cu noi. Această problemă persistă de mai mult timp. Potrivit autorităților locale, întrebarea dată va fi pusă în discuție la următoarea ședință. Ei s-au adresat la primărie, dar Consiliul Rășănesc va examina cererea lor la următoarea ședință, poate doar să contribuie, adică în măsura posibilităților cu o anumită sumă. Dar să implice în totalitate la reparația acoperișului, noi nu avem dreptul. Unii locatari a caminului de pe strada Dubinovski din orașul Drochia pe timp de ploaie pun mai multe vase pentru ca să nu fie inundat apartamentul cu apă. Alții însă au reparat acoperișul cu surse proprii.